Cred că acest video o să fie în primul rând o surpriză pentru prietena mea, Georgiana, pentru că vine la mult timp după ce ea m-a rugat să-l fac. Bună, sunt Ilioana și bine ați venit pe canalul Marily. Astăzi vom vorbi despre un produs unic, despre un unic jurnal, care este un jurnal de dezvoltare personală dedicat și adaptat fetițelor. Este structurat pe 5 săptămâni de lucru, timp în care copilul trece prin 5 teme de dezvoltare personală, care prin sarcinile descrise își propun să conducă într-o transformare interioară. Am să-l deschid și am să-l răsfoiesc împreună cu voi. Este gândit ca un proiect curajos, iar obiectivul jurnalului este să stârnească momentul aha în mintea copilului. Un moment cheie în care se maturizează și în care comportamentul, gândurile și vorbele copilului se materializează în timp. O să încerc și o să vă arăt și vouă. El este structurat pe 5 săptămâni și pe 5 capitole. Primul capitol este Crede în tine. Este un capitol despre încrederea în sine, cunoașterea valorii proprii și identificarea și aprecierea calităților pe care le are un copil. Crede în tine. Și bineînțeles că aici în Unic Jurnal aveți diverse provocări, aveți diverse povestioare, aveți diverse citate, exerciții pe care copiii le pot face. O să vă dau un exemplu de exercițiu care mie mi-a plăcut foarte mult și pe care l-am făcut într-un atelier pentru copii. Această inimă colorată cu lucrurile care îi plac copilului. Și aici ei trebuiau să explice atât lucrurile, obiectele care îi bucură, cât și mâncărurile pe care le preferă, dar și activitățile pe care le adoră și le fac alături de prietenii lor. Mergem mai departe și, așa cum am spus, jurnalul este dedicat fetițelor. Cel de-al doilea capitol se numește Fii perseverentă. Acest capitol este despre importanța curajului și a perseverenței în obținerea rezultatelor. Bineînțeles că aici citesc ce scrie. În loc să renunț, pot să mai încerc o dată, pot să dau tot ce am mai bun din mine, pot să cer ajutorul cuiva, pot să iau o pauză și să respir adânc sau pot să încerc altă soluție și cel mai important lucru, îmi spun în gând că voi reuși. Practic, la fel și aici găsim surprize pentru cele mici. În a treia săptămână învățăm despre ești mai mult decât ceea ce ai și cu siguranță copiii au multe haine, jucării și obiecte personale, însă în săptămâna aceasta ele învață despre cât de importante sunt faptele, gândurile, sentimentele și vorbele, că de fapt cam acestea ne definesc ca om. Mergem mai departe, bineînțeles, jurnalul este plin de jocuri, provocări și recompense. Trecem la următorul capitol și mi-am dat seama că acesta este cel mai preferat capitol al fetițelor. Se numește Prietenia pe bune, pentru că el este dedicat fetițelor până în 13 ani, să zic. Capitolul despre prietenie este foarte important pentru că este momentul în care ei își definesc prietenii pe viață. Următorul capitol, de asemenea foarte important, este Stinge focul furiei. Aici discutăm despre gestionarea stărilor de furie, identificarea sursei, modalități de calmare și soluționare. Ceea ce adoră copiii la acest jurnal este faptul că la finalul fiecărui capitol găsesc un plic cu surprize. Surprizele sunt accesorii pentru coama unicornului, cu un care unicorn, cel despre care v-am spus că îl găsiți pe prima pagină a jurnalului. Degeaba acest jurnal poartă numele de Unic Jurnal. O dată pentru că este un concept unic în România și a doua oară pentru că are ca principal protagonist un unicorn care devine prieten de nădejde al posesoarei jurnalului. Vom lăsa un link către site-ul celor de la Unic Jurnal. Acolo îl puteți voi comanda. O să vă arăt că linkul este hocuspocusbox.com. Iar despre ei pot să vă spun că mai au și alte produse pe care le-aș putea prezenta în următoarele vloguri. Imediat vă arăt ce produse au, pentru că aici în jurnal au o pagină destinată produselor pe care ei le fac. O
Oricum, să știți că ne-am propus să oferim un unic jurnal cadou, așa că lasă un comentariu la acest video și spune-ne de ce ți-ai dori să completezi acest jurnal. Uite, poate fi al tău, lasă-ne un comentariu și ți-l trimitem direct acasă. Mulțumim că ați intrat pe canalul nostru de YouTube și că ne-ați urmărit. Pentru mai multe videoclipuri, melodii, dar și vloguri pentru copii, o să vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare!